Bine ați venit la Stax TV, material episod. Material episod, seria 3, episodul 2, cu... Nissan Patron, Patrol Y60 al lui Cristi. Îl știți, avea samurai. Salut. De ce aveai samurai și nu mai ai? Păi, e simplu. Am vrut o mașină mai mare și mi-am luat o mașină mai mare, puțin mai mare. Ai vrut o mașină mai mare și... Bă, la off-road sunt categoria veveriță, cum avea VIP-ul pe porecla lui din teren și de pe stradă, și categoria mașinilor mari. Mai sunt și intermediarele, dar nu discutăm astăzi. Și atunci fiecare cu avantajele și dezavantajele lui. Aș vrea să vorbim, înainte să prezentăm mașina, un pic despre ce ai simțit tu cu aia mică, care a fost prima mașină de teren și te-ai dus și ai experimentat și așa, și ce ai simțit când ai luat-o pe asta mare. Păi cum ai zis și tu, sunt două mașini total diferite. Cu aia era mai ușor în pădure, cu asta este mai plăcut să mergi pe asfalt, distanțe mai lungi, ai mai mult loc, poți să bagi cățel, purcel, iei tot cu tine și pleci pe munte, unde vrei. Greutatea în teren, cum ai simțit-o? Greutatea se simte, adică se simte că este o mașină mult mai grea, o simți peste tot, de la stradă până în pădure, se simte greutatea. Bun, povestește-ne puțin de mașină, cum ai luat-o, na, că e o mică poveste aici, mică. Mașina o avea un prieten, era la vânzare de ceva timp, într-o zi am zis să mă duc să o văd și în ziua aia am și luat-o. Nu a fost în plan. M-am dus să arunc un ochi la mașină. Care-i treaba? Da. Cum te duci la mall? Te duci la mall, în general fetele știu, ele se duc și zic, bă, nu cumpăr nimic, neam. Și vin cu plasele. Era super preț, n-aveai cum, era reducere, era... Mașina era zi, despachetată. Mașina nu arăta așa, mașina era pregătită de vopsit, alte roți. Nu avea cam nicio opțiune, niciun accesoriu de off-road, ca să zic așa. Era mașină de stradă, într-un proces de recondiționare, să zicem. Exact, da. Mașina a mers doar pe stradă, a avut cauciucuri de stradă și de acolo au început toate modificările care se văd. Cât timp ți-a luat chestia asta? De când am luat mașina a durat cam 4 luni până a fost aproape gata.
4 luni. Te-ai mișcat bine. Te-ai mișcat bine și anvelope și suspensie. Hai să vorbim așa de mașină, să o prezentăm un pic. E vopsită. Am folosit o vopsea de la Raptor, în ideea că o să se zgârie puțin mai greu. Se zgârie și asta, dar nu la fel de ușor. Adică nu are lac și nu se văd urmele la fel de tare. E o vopsea specială, anti-zgârieturi, să zicem, da. Și folosită în general pentru utilajele grele, mașini și așa mai departe, care merg în condiții grele. Asta e partea de vopsea. Ce mai avem? Avem o bară față. O bară față, da, care are rol mai mult de împins diferite obiecte din drum, crăci, să nu iau totul cu grila, cu farurile, lemne, cu copaci, exact, buturugi, taxiuri, tot fel de lucruri. Nu, doamne, nu e cazul, că rămân urme, aia treaba cu taxiurile e doar cu anvelopa, deci să fie clar înțeles. Bun, proiectoare. Proiectoare, da. Troliu. Acolo ceva. Troliu. Troliu, ok. Cu șufă sintetică. Hai să vorbim puțin de troliu. Cât trage troliu? El este în specificații, zice că ar trebui să tragă 6 tone. Acum 6 tone. Okay. Nu am verificat. Acum nu știm, dar atunci când se alege un troliu, ar trebui să-l alegeți cam cu puterea de tragere să fie de 2 ori și jumătate față de greutatea mașinii. Ceva de genul ăsta, așa știu eu, sau de 2 ori, da, nu știu, da, o chestie da. De genul ăsta, pentru că e odată greutatea mașinii și odată e partea că ea este înțepenită în nămol, noroi, pietre și așa mai departe, deci nu trage doar greutatea mașinii. Folosești o șufă sintetică, o plasmă, cum îi spun oamenii din domeniu, care are ca avantaj că e mai ușoară. Mai ușoară, de manevrabilitate. Da, nu-ți mai intră așchii din alea de fier în mână, când o întinzi, o tragi, o folosești și așa mai departe. În rest, faruri stock, nu punem și noi niște lupe de alea, niște... Deocamdată nu, am înțeles. Ok, o priză de aer pentru motor, că avem acolo niște modificări. Roțile, hai să vorbim despre roți. Ce specificații avem? Roțile am ales de la Maxxis profil trepador. Am mers pe trepador în ideea că e mașina grea și m-am gândit că dacă este foarte dezavantajată de greutate în pădure, m-am gândit că cu niște roți mai cramponate o să descurce puțin mai bine. O face. Și da, o face. Da, o face destul o face de bine. Foarte bine. De ce n-ai ales Simex? Că parcă știu că Samurai avea Simex, nu? Da, nu am ales Simex pentru că mașina fiind grea se tocesc mult mai repede pe asfalt. Iar eu, ca să ajung la pădure, trebuie să merg minim 100 și ceva de kilometri pe asfalt. Ok. De zgomot, de sunt mai siguranță. Puțin zgomotoase astea decât... Da, astea sunt mai puțin zgomotoase, dar fac decât și astea Simex. De mult zgomot. Cu cât face zgomotul mai mare, cu atât trage mai tare în teren. Cu cât zgomotul e mai mic, cu atât aderența este scăzută în teren accidentat. Hai să ne uităm puțin la motor, să vedem cum arată. Mașina este dotată cu un motor stock. De, da, da. Un motor e motorul stock, mașinii. 2.8. Okay. Da? 6 cilindri turbo și cu niște modificări. Hai să vedem despre ce e vorba. Ai oprit filmarea sau îi dai în continuare? Merge în continuare. Dacă tot merge în continuare, acesta este numărul de matriculare. Dacă nu știi, mama, am nimerit capota. Bă, tu știi ce emoție am eu la deschis capota? Tu nu vrei să știi. Tu nu vrei să știi prin ce trec eu, ești nebun? Când trebuie să deschid capotele la mașini. Bă, ți-ar trebui o capotă de ceva, că e cam grea. De fibră, da. Nu? Da. E cam greuță. Ar trebui. Bun, avem motorul, după cum îl știm, de la Nissan, 6 copii la masă, vorba aia. Intercooler aici, ce se întâmplă, doctore? Păi, intercoolerul este pus să răcească aerul. Okay. Mașina, având pompa de motorină modificată și presiunea în turbină mărită, aerul se încălzește mai repede și din acest motiv mașina din fabrică vine fără intercooler. I-am pus intercooler suplimentar pentru răcirea aerului. Cu ce putere vine mașina din fabrică? Mașina vine cu 115 cai, iar acum... Da, 115 cai, în reductor merge rachetă. Nu e panică, problema e pe asfalt. Așa? Și acum ar trebui să aibă în jur de 160 plus minus. N-ai fost la dyno, nu știi. Nu. Bun, în afară de intercoolerul care e clar mărit, nu clar mărit, e în plus, în plus de nu exista, ai mai făcut și alte modificări? Eu nu te întreb vreun secret aici, nu vreau să le spui oamenilor. Sau... Pe partea a motorului, dacă are și alte piese upgradate. Nu, doar 3 reglaje, piese mari și late. 3 piese mari și late. Turbină mărită în
În interior. În turbină. Turbina mărită în turbină. Este presiune mărită în turbină. Presiune mărită în turbină, ok. Pompa a modificat capul. Capul la pompă. Capul la pompă și de acolo s-a dat puțin mai mult debit și deci reglaje și un intercooler. Puterea este făcută din reglaje mecanice. Ok. Alte modificări, nu știu, radiator mărit de aluminiu, lucruri și așa mai departe, se încinge. Radiatorul se înfinge. Nu se încinge deloc. Mașina funcționează foarte bine deocamdată. Ok. Bun. Probabil că vor mai fi întrebări și le vom urmări în materialul Q&A, unde Cristi răspunde la toate întrebările oamenilor de pe canal. Până atunci, mergem în interior să vedem cum arată interiorul de la Nissan Patrol Y60. Din ce an e mașina, mă, frate, că nu te-am întrebat? 1993. Bun, hai să vedem. Vin eu? Îl iau și pe Cristi cu mine sau doar eu? Haide, mă, vină cu, uite, avem aici o modificare. Două modificări. Trei. Patru! Mamă, unde mă uit, văd numai modificări. Avem boxe în uși, ceea ce e în plus. Da. Față de standard. În uși, dar puțin mai mici. Ceas de boost? Da. Cu ce presiune mergi? 1-1. 1-1, ca să știe patruliștii cu Y60 cu ce presiune se merge. În rest, castofonul, aoleu, niște butoane. Ce-s butoanele alea, mă, frate, de acolo? Mi-e și frică să întreb. Sunt niște butoane de la blocanți. Blocant față-spate. Blocant față-spate la buton, acționați pe aer. Pe aer. Corect? Da. Compresor de aer. Și când apeși butonul, ambele roți trag la fel, orice ar fi, orice s-ar întâmpla. Și pe față și pe spate. Și pe mai mult de atâta nu se poate. Nu s-a inventat. Bun. Aer condiționat avem? Avem și aer condiționat, da. Te văd așa la jumate. Funcționează? Deocamdată nu funcționează, dar avem. Nu e panică. Bun. Mergem în spate? Mergem în spate? Mergem în spate, da. Hai să vă văd. Haide, eu sunt aici, fii atent. Hai să vorbim despre dormitor și să-l și prezentăm. L-am mai prezentat noi materialul extra de la zăpadă, dacă nu l-ați văzut. Nu s-a schimbat așa subțire, mult. Nu s-a schimbat nimic. Dar să vedem care e situația aici, pe partea din spate și dormitor. Avem trusă de scule, tubul de doarme vip. Am mai făcut gluma asta odată. Explică-ne cum dormi aici. Păi rabatez banchetele. Ok. Pun o saltea. Rabatând banchetele e la nivel, nu? Da. Ok. La Toyota nu e. Așa? Și pui saltea? Pun saltea, o pernă și cam aia e. Și de încălzit nu te încălzești? De încălzit nu. Nu. Dacă dormi în sac nu ai nevoie. Dacă sacul e pentru o anumită temperatură și îți place să dormi așa, cu capul înăuntru, probabil că e ok. Adică nu probabil, 100% e ok. Altceva, alte mă văd ca astea, ești patriot, centuri în spate, ești nebun. Da, mașina a fost lux, șapte a venit locuri. Cu 7 locuri, da, are și banchetă în spate. Mai ai și scaunele de aici? Da. Bă, și pecherie, să facem o excursie, 7 într-o zi, nu e super tare. Pentru că mașina a venit cu 7 locuri, aș vrea să discutăm puțin de partea de auto-utilitar. O poți transforma? Este? Nu este? Mașina nu este auto-utilitară și nu merge transformată odată ce a venit autoturism. Nu poți să o faci și auto-utilitară. Ca să mai explic o dată că toată lumea întreabă dacă nu a fost transformată în auto-utilitară înainte de anul 2012, în România nu se mai poate transforma. Fără Patreon. Moca. Băi, fii atent! Hai să vorbim despre suspensie. Aici văd că este o suspensie de la Ome. Plus 5. Oldman Emu plus 5. Okay? Arcuri și amortizoare. Doar atât. Atât. Alte modificări, bări, Nu. La panhard, o suspensie de plus nimic. 5 nu trebuie să mai faci nicio modificare ca să meargă așa mașina. Așa mi-au zis corect. Și mie la ăla scurt și a trebuit să fac toate modificările. Bun. Cruci cardanice, rapoarte. Nimic. E mașina în stoc. Roțile sunt pe 35, nu? Exact, da. Și merge cu 35 fără rapoarte? Merge. Bă, ai drept cu ăștia de la Nissan, mă, să... Bine, gata, haide. Acesta a fost episodul. Îi mulțumesc lui Cristi că pentru a doua oară își face timp pentru noi să ne prezinte mașina, să ne spună secretele de boost și așa mai departe și ce modificări a făcut. Sunt ferm convins că sunt foarte mulți interesați de lucrul ăsta și nu uitați că o să avem un material Q&A unde voi ne puneți întrebări pe pagina de Instagram și eu îi le adresez posesorului. Deci orice lucru care vă interesează tehnic despre mașină, îl veți vedea acolo cu întrebările puse de voi. Dacă vă interesează mai mult de atât și vreți consultanță de la însăși maestrul, intrați pe Patreon, dați 5 euro pe lună și îmi puneți ce întrebări vreți voi și eu vă răspund așa cum știu mai bine. Share, like și subscribe, asta se știe. Stax Trails o să apară și o să-l avem și pe VIP-ul și o să avem și pe toată lumea acolo și cu instructori și o să facem trasee și o să ne plimbăm și o să ne distrăm și o să și învățăm. În rest, nu știu ce să mai zic. Avem sponsori, mulțumim sponsorilor, să trăiască!